Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Vorbim despre model, vedetă, idol în emisiunea Cuvânt pentru Suflet, avându-l alături de noi pe Părintele Răzvan Andrei Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări Dumitru Stăniloae de la Paris. Bine ați venit, Părinte, la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am găsit! Vă mulțumim foarte mult! Mult drag! Am zis foarte simplu, dar să-i provocăm pe dragii telespectatori. Model, vedetă, idol, toate astea și-ar găsi locul într-o discuție a unor oameni ai bisericii? Nu știu dacă nu ar trebui să ținem cont de realitățile lumii în care trăim. Eu cred că biserica, întâi de toate, e interesată de preocupările oamenilor. Dacă mă uit la tineri, de exemplu, la copiii mei, poate mai puțin, dar eu mi-amintesc că aveam pereții plini de afișe cu idolii mei, când trăiam cu multă intensitate un anumit tip de muzică. Și chiar când au văruit prin casă, au pus tapet proaspăt, le-am umplut imediat, tapetul era proaspăt și tot mi-am pus toate afișele. Deci eram atât de atent la problema aceasta a vedetelor, încât preocuparea aceasta cred că trebuie să devină un punct de, să spunem, nu atât poate de dezbatere, cât de problematizare pentru viața bisericii. Ce facem cu tinerii noștri? Numai că idol și vedete nu tinerii e numai la nivel de tineri. Care sunt de fapt copiii noștri. Copiii noștri, dar pot să fie la toate vârstele, pentru că până la urmă avea vedete așa preferate sau idoli, nu știu, la televiziune sau de pe unde mai apar, cred că privește chiar toate vârstele. Spuneți-mi, Părinte, care cuvânt ar fi greșit din cele trei pe care le-am menționat? Model, vedetă, idol. De modele avem nevoie în viață. Bine, e clar că viața bisericii nu a produs niciodată cuvântul vedetă ca fiind ceva al ei, ca o manifestare firească așa a corpului eclezial. Idol, cuvântul este foarte vechi, din Vechiul Testament. Avem îndemnul foarte clar să nu avem idoli. Chiar dacă noi îl folosim așa cumva, câteodată poate mai puțin vinovat, în sensul că mi-amintesc că, în sfârșit, la noi în Franța, primarul orașului unde avem noi mitropolia noastră a declarat la un moment dat că idolul lui este un mare tenismen pe care îl știm, român, Năstase, și a putut chiar să-l întâlnească. Și era întâlnirea cu idolul lui. Numai că noi ne-am amuzat spunând, știți, noi suntem în biserică, noi nu avem idoli. Însă, la modul foarte concret, societatea noastră funcționează pe baza acestei popularități. Vedeți, foarte mult oamenii țintesc astăzi, mai ales prin rețelele acestea sociale, popularitate, viralitate. Și să știți că asta nu ne ocolește nici pe noi preoții. Se pune întrebarea și unii își pun întrebarea dacă e firesc, de exemplu, ca să fie preoți care sunt foarte mediatizați sau automediatizați, pentru că eu, de exemplu, fac emisiuni de pe zona mea de Facebook, de exemplu, deci eu mă propun cumva prin catehezele pe care le fac tuturor. Și sigur că oamenii încep să te cunoască și se pune întrebarea dacă este gestionabil pentru viața bisericii acest nou fenomen al preoților, n-aș spune vedetă, dar oricum al preoților, nu e cazul meu, nu vă îngrijorați, dar al preoților foarte vizibil, să spunem. Deci, n-are cum să nu ne problematizeze lucrul acesta. Nu-i privește numai pe copii, ne privește și pe noi. Și vă răspund acum la întrebare. Vedetă e un cuvânt care nu neapărat îl regăsim la noi. Idol, cu siguranță, ne-a avertizat Domnul și Mântuitorul să nu căutăm să ne facem idoli. Da? Singurul lucru care rămâne este model. Și, de exemplu, este mai mult decât o evidență că dacă vrem să sporim în viața bisericii, modelul nostru prin excelență este Hristos, da? Pentru că este omul desăvârșit, om și Dumnezeu, omul Dumnezeu. Să vorbim despre acest model hristic, Părinte, pentru omul de astăzi, indiferent că el, așa cum ați spus, este tânăr. Da. Prima întrebare sau, care se pune pentru tinerii de toate vârstele. E, cum spune Hristos, prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, suficient de atrăgător pentru toți oamenii care sunt în clipa aceasta în lume? O întrebare foarte serioasă. Este Hristos atrăgător, interesant pentru cei care își trăiesc viața acum? Iar dacă cumva mulți din lumea de azi vor spune nu, este pentru că nu-L cunosc în realitate. Și întrebarea care se pune pentru noi preoții este ce facem noi astfel încât oamenii să se întâlnească real cu Hristos în ziua de azi. Eu personal, în întâlnirea mea absolut personală cu Hristos, am fost covârșit de cine și cum e El și n-a mai fost alternativă pe lângă Hristos. Însă nu toți oamenii au experiența aceasta. Și atunci noi trebuie să ne întrebăm ce facem pentru lumea în care trăim. Deci nu atât ce fac ei, cât
cum îl trăiesc eu pe Hristos, astfel încât Hristos să se exprime prin viața mea, prin ceea ce sunt. Asta nu mă anihilează pe mine ca persoană, da? Eu mă văd ca persoană unică și irepetabilă în toată istoria mântuirii, fiecare dintre noi suntem așa, nu doar eu, da? Dar în unicitatea aceasta, unicitatea asta mi-o folosesc cu adevărat în clipa când merg în direcția cele mai bune versiuni a mea. Versiunea cea mai bună a mea este cea pe care Hristos o scoate la iveală. E ca și cum imaginați un fel de sculptură în care Hristos dăltuiește, scoate adaosurile păcatelor, patimilor, mizerilor și așa mai departe și rămâne, sigur, cu durere câteodată, rămâne omul autentic din mine. Asta e lucrarea bisericii. Și în rest e o problemă de vizibilitate. Hristos nu poate să fie ușor de văzut dacă nu ești Zaheu să te urci într-un copac să-l vezi că era mulțime care se bulucea și care era în jurul lui Hristos. Vedeți? Și asta dă o vizibilitate. Deci ne ajută cumva faptul că viața bisericii propune momente în care oamenii se bulucesc cumva în jurul lui Hristos. Pentru că asta dă idei și altora care nu-l cunosc și încetul cu încetul descoperă. Sau Hristos spune cu tare, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și cu tare habar n-avea că Hristos trebuie să rămână în casa lui azi. Și spune, dau jumătate din averea mea săracilor. Adică se schimbă și schimbă sufletul. Asta trebuie să facem, asta trebuie să făptuim noi. Vedeți că întâlnirea aceasta dintre Mântuitorul Hristos și Zaheu a fost una atât de naturală. Pentru că firească, dar și suprafirească. Nu s-a dus să-i spună, măi băiatule, tu ai greșit, uite cum ești și așa mai departe. Nu, nu i-a zis nimic de fapt și vedeți, s-a schimbat. Eu cred că din cât am văzut, orice întâlnire a lui Hristos cu cineva, spunea cineva că niciodată Hristos nu reproșează, nu condamnă. Au fost și cuvinte de dojană, dar cum au fost acelea? Uite cu tare, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat să mă spăl și așa mai, dar ea a spălat cu părul capului ei picioarele mele. Iertate îi sunt păcatele ei, cele multe. Da? Deci el ne poate arăta deosebirea de dragoste pe care o avem unii și alții față de el. Eu îmi dau seama de lucrul acesta. Mă uit, de exemplu, la monahi. Monahul e un om care a lăsat totul pentru ca numai să-l câștige pe Hristos. Da? Eu n-am făcut gestul acesta radical. Sigur, e o problemă de vocație, da? Dar mă întreb în viața mea de om căsătoritoare, am lăsat totul ce nu era compatibil cu Hristos pentru a-L câștiga pe Hristos? Nădăjduiesc, dar sigur, ne vedem neputințele, vedem de pe o zi pe alta neputințele. Deci, Hristos, El este cel minunat, este modelul prin excelență. Științele nu pot să spună nimic despre model uman decât cercetând omul din cap până în picioare. Teologia nu face referință la un model analizând oamenii, ci purtându-te la prototipul umanității care e Hristos. Adică Hristos, vreau să spun că e și model pentru Adam, nu Adam e pentru Hristos în umanitate, ci Hristos e model, Hristos, al doilea Adam, e model pentru Adam și pentru tot omul de peste tot. Deci, concret, modelul este absolut esențial ca prezență în viața bisericii, Hristos. Nu toți au ochii să-L vadă, că altfel biserică eram tot ce era pe suprafața pământului. Noi cei care suntem în biserică îi putem ajuta pe ceilalți să-L vadă măcar cât îl vedem noi și noi toți trebuie să stăruim într-o lucrare prin care Hristos să se dezvăluie iarăși și iarăși nouă. Părinte, dacă în fața dumneavoastră ar veni un tânăr care v-ar spune nu L-am cunoscut pe Hristos, vreau să mi-L faceți cunoscut, ce i-ați zice? De la ce ați porni? Primul cuvânt care mi-a venit în cap, i-aș fi răspuns, nici eu. Nici eu nu L-am cunoscut. Dar după aia aș continua. Nici eu nu L-am cunoscut până la vârsta de, pentru că așa a fost real, adică îl știam neștiindu-l, adică foarte de la distanță, așa, practic, nu spunea nimic inimii mele, iar în clipa când El s-a făcut cunoscut, nu fac de atunci decât să-L recunosc iarăși și iarăși. Adică cu simțirea de început, pe care, sigur, ea s-a mai stompat în mine, dar o am ca cel mai prețios suvenir, prin tot ce fac în viața bisericii, nu fac decât să reîmprospătez iarăși și iarăși ceea ce am simțit că este Hristos dezvăluindu-se sufletul meu. Și asta fac prin viața bisericii. Prin faptul că ne întâlnim acum, prin faptul că slujesc, prin faptul că spovedesc pe cineva, prin faptul că merg spre un bolnav. Sunt chipuri diferite prin care simțirea mea lăuntrică se reîmprospătează relațional față de Hristos. Și asta i-aș spune persoanei respective. Am trăit lucrul acesta, te înțeleg, însă eu nu am rămas la lucrul acesta pentru că viața mea ar fi fost infinit sărac. Adică n-are nicio treabă. Eu am început să fiu om viu din momentul în care L-am cunoscut. Și dacă El mă întreabă cum să fac, eu aș face un fel de pariu. Nu e al lui Pascal, e al meu. I-aș spune așa, uite, vină la una, două spovedanii, presupunând că e botezat. Că azi, realitatea noastră e că avem o grămadă de oameni botezați și neconvertiți.
Înainte era convertirea și omul se boteza. Acum sunt botezați, dar nu s-au convertit la un trip la Hristos. Și aș spune, uite, vină la una, două spovedanii, dacă poți să-ți dau binecuvântare să te împărtășești, poate vei și împărtăși și după aceea îmi spui ce simți. De când fac oamenii așa, n-am întâlnit unul la care să nu meargă schema aceasta. Că de fapt nu e o schemă, ci intră un pic spre mai adânc. Adică a te spovedi e o desțelenire a sufletului tău. Aia e prima măsură prin care începe să te cerceteze Harul lui Dumnezeu. Chiar dacă îți vine prin cap să spui doar o chestie mică. Aproape nimic spui la început. Pentru că simțirea inimii vine mai târziu. E o roadă a Harului. Nu e așa inventarul imediat al minții în care te gândești, am făcut cu tare, dar foarte puțin așa. Și după una, două spovedanii, ceva se desțelenește în sufletul tău. Și începi să te simți bine. Și eu îi întreb, cum e binele ăsta? Păi nu știu să spun, dar într-adevăr în inima mea e un bine care se instalează. Și spun, vezi, e începutul. De aici în sus. Da? Și asta aș face pentru el. Părinte, azi modelul hristic este înlocuit de alte modele pentru mulți dintre tinerii noștri. Care sunt acestea și ce efect pot avea asupra vieții lor? Alte modele decât cel pe care propune biserica și care ați spus dumneavoastră este modelul lui Hristos. Eu, obișnuit cu societatea occidentală, consider că lumea întreagă este ca un supermarket imens. Da? Deci un supermarket imens în care toată lumea vine cu ofertele. Da? În Areopag, de când s-a dus Sfântul Apostol Pavel cu Hristos acolo. Era și el un compartiment printre multe alte compartimente. Și el a spus, veniți să vedeți compartimentul ăsta, este esențial pentru magazinul dumneavoastră. Da? Hristos este esențialul pentru toate căutările voastre, ale tuturor. E răspunsul la tot ce îmi spuneți voi aici. Au înțeles? Te vom mai asculta și altă dată. S-au convertit câțiva. Gândiți-vă că ăștia care erau acolo în Areopag erau șefii școlilor de filozofie la vremea respectivă. Deci a convertit unul, doi, așa convertea o școală în ultimă instanță. Dar revenind astăzi, am ieșit de mult, pentru că trăiesc în Occident, de pe mentalitatea că suntem așa cumva într-o poziție dominantă, că noi, țara noastră este ortodoxă, dar ortodoxă nu achiziționată în sensul că ne-am pus la adăpost și suntem triumfaliști. Da, avem un neam care are sete de sfințenie și care a trăit sfințenia și viul vieții în Hristos, dar atenție! Că răceala care poate să vină peste noi, prin orientările diferite, ne lasă fără glas. E, știind că sunt astfel de realități, eu încerc, în ceea ce mă privește, să fiu cu Hristos cât mai deplin, astfel încât când se întâlnește cineva cu oferta bisericii prin mine, să realizeze că e precum raftul cu produsele bio. Sunt produsele acelea care nu au euri în ele, care sunt naturale, care pur și simplu nu numai că respectă produsul, dar respectă omul care cumpără produsul. Da? Noi cumva suntem oferta bio a lumii, dacă putem să spunem. Oferta înspre viață prin excelență. Și suntem conștienți de faptul că nu e singura ofertă în această lume. Nici dracul nu doarme, nici oamenii nu sunt chiar la adăpost de a inventa tot felul de posibilități de a-ți petrece timpul acestei vieți în diverse preocupări, dar biserica este biserica. Avem o ofertă unică, de nefalsificat și de necopiat. Pentru că Hristos este cel care creează această ofertă. Suntem foarte siguri pe produsul nostru. Produsul nostru este sfințenia. Nu e al nostru, ci e Hristos, lucrător prin viața bisericii, aduce oamenii spre mântuire și spre sfințenie. Mai au tinerii din ziua de azi, părinte, idol din muzica pop sau rock sau mai rău, false vedete, youtuberi, influenceri? Care ar fi mesajul, de fapt, al acestora? Vedeți că s-a diversificat foarte mult. Da? Deci, pe vremea mea nu era, în primul rând, nu imaginam gen Facebook. Da? Facebook-ul aduce vedete, să spunem așa, locale. Da? Sunt comunități de interes și sunt oameni care gestionează comunitatea respectivă. Bun, ok. TikTok, o nebunie. Deci ăla este făcut de așa manieră încât dacă vrei să simți Duhul Lumii, te duci prin lume și dacă vrei să simți Duhul Lumii la pătrat sau la cub, intri pe TikTok câteva minute și te liniștești. În sensul că este o intensitate incredibilă a căutării de ce? De viralitate,
Da? Deci aud inclusiv oameni politici în România care spun mi-am făcut cont de TikTok, am nu știu câte mii, s-a bucurat dintr-o dată. Păi asta este cârlicul cu care ne atrage TikTok-ul acesta. Că pui o chestie care nu presupune o muncă nemaipomenită, faci o chestie de 2-3 minute, că nu te lasă oricum mai mult, în care te dai în spectacol cu ceva, cu ce ți-a trecut ție prin cap și așa, atragi atenția și devine viral prin faptul că atragi atenția la foarte mulți. Nu știu cât își pun întrebarea cât de folositor e lucrul respectiv. Da? Deci, vedetă la ora actuală poți să ai ridicat la pătrat sau la cub. Adică foarte mulți care devin, adică mult mai multe vedete. Televiziunea, Facebook-ul cu tare persoană publică. E plin de persoane publice. Toți sunt publici până la urmă. Toți suntem publici. Foarte mulți. Bun. Ce facem cu lucrul acesta? Păi nu numai tineri. Hai să fim serioși. Suntem pe toate vârstele. Suntem prinși în mecanismul acesta în sensul că îl căutăm și îl cultivăm. Da? Și noi preoții, de exemplu, pe Facebook, dacă suntem urmăriți de X număr de oameni, cumva suntem niște influenceri pentru zona respectivă. Dar e firesc pentru viața bisericii să influențezi viețile oamenilor, că asta a făcut și Hristos, că se urca pe o barcă a ucenicilor la malul mării și le vorbea și oamenii îl auzeau așa, se făcea un val, erau mii de oameni care erau. Păi noi avem mai puțin, da? Sau mai mulți, depinde câteodată. Balconul nostru din perioada COVID este Facebook. Estrada noastră din perioada asta când putem circula, dar totuși ne este greu, este tot Facebook, să spunem, sau YouTube, sau și așa mai departe. Deci lucrurile acestea sunt la ordinea zilei, nu noi le vom schimba. Întrebarea care spune în biserică e dacă profităm de ele sau nu. Biserica, prin excelență, este misionară, în sensul că dă o mărturie lumii despre devenirea cea mai bună a omului. Și lucrul acesta pot să folosesc toate mijloacele. Dacă Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, scrie epistole, ce mă împiedică pe mine, de exemplu, dar măcar să am un pic din harul lui, să pun postări pe Facebook, de exemplu, care să atingă oamenii în dreapta și în stânga și până în capătul celălalt, până în Statele Unite sau unde sunt. Da? Lucrurile astea se pot face. Singura noastră îngrijorare este calitatea a ceea ce facem. Să nu mă prezint eu, să nu cad sub șarmul meu propriu, ci să poată să fie simțit Hristos prin demersul nostru. Asta este singurul lucru care ne interesează. Spuneți-ne, Părinte, pot exista și modele pozitive? Păi, modelul lăsând prin excelență... la o parte modelul hristic despre care am vorbit. Modelul hristic se repetă în toți sfinții. Se repetă în toți oamenii duhovnicești. Da? Toți sunt modele pozitive, da? E o evidență. Dar ca să vorbești de pozitiv și negativ, trebuie să ai o scală a valorilor. În clipa când ai indiferență față de valori, atunci te poți cufunda în absolut orice. Biserica nu poate să propună decât ceva pozitiv. Dar pozitivul pentru noi nu este în sensul unei morale sau unei etici. Pozitivul pentru noi este te umple de har sau nu. Asta este pozitivul. Devii prin harul lui Dumnezeu sau nu. Te schimbi sau nu. Diferența între un creștin și un necreștin este că creștinul se schimbă continuu, de pe o zi pe alta, de pe o clipă pe alta, e într-o transformare, că nu te lasă așa viața bisericii, te transformă, și necreștinul este cel care și peste 5 ani îl găsești la fel. Aceleași patimi, aceleași prindere, aceleași curse, și așa mai departe, chiar mai strangulat, se poate cu un șarpe așa care îl strânge de gât. Astea sunt realitățile. Da. Deci, modele pozitive sunt peste tot, dacă am ochii să le caut și să le doresc, ca să devin mai om. Dacă viața mea mi este indiferentă, dacă consider, e ca și cum se urcă unul în tren și spune, merg cu trenul. Viața mea e un mers cu tren. Una e să știu că trebuie să ajung la ținta X, iau trenul ca să ajung, capătul, ținta mea este Hristos. Culmea e că tot prin Hristos ajung la Hristos. Dar ținta este Hristos. Deci iau trenul vieții mele, ca la capătul vieții să fiu sigur că am ajuns în brațele lui Hristos. Alții iau trenul vieții în ideea că se mișcă cu trenul. Habar n-au unde trebuie să ajungă cu el. Ăla nu e comportament de om inspirat și de om rațional. Mă refeream și la oameni, de exemplu, care devin modele pentru ceilalți și aici mă gândesc la tineri, de exemplu, care au fost îndrăgostiți, eu știu, de una sau alta dintre vedete și vedetele respective, de fapt, i-au călăuzit către o viață duhovnicească, către o viață frumoasă, există autentică. Și așa. Există. Eu personal am cunoscut și ne-a vizitat acasă. Vedeți, și mie îmi dă, nu știu cum așa să prezint, că cunosc o vedetă. Dar să știți că viața de preot mă duce, de-a lungul anilor, încetul cu încetul, de a întâlni oamenii dintre cei mai frumoși, dintre cei mai reprezentativi. Mai ales că toate drumurile vin la Paris. Înainte mergeau la Roma, acum trec pe la Paris. Adică mai devreme sau mai târziu, în X ani,
întâlnesc pe toată lumea. Adică vin oamenii cei mai interesanți, cei mai frumoși, nu numai ei, vin mulți oameni. Dar vreau să spun că am posibilitatea, măcar din când în când, să întâlnesc oameni cu totul deosebiți. Eu personal am avut așa o aplecare și sunt fan, așa cumva, muzical vorbind, al lui Jonathan Jackson, care e un convertit la ortodoxie, a fost și pe Trinitas, de altfel a fost un interviu la el acasă, în Irlanda, acum. Omul acesta, prin convertirea lui și prin poezia pe care o pune în slujba lui Dumnezeu și în simțirea lui Dumnezeu, el practic înrăurește mulți, mulți, mulți oameni prin frumusețea cântecelor lui, prin rolurile lui și așa mai departe, și cred că e un model, nu că pozitiv, absolut pozitiv, prin el, prin soție, prin copiii lui. Deci există astfel de situații. Sunt și alții care s-au convertit la ortodoxie, dar care poate, nu spun cu voce tare, el la două din premierile Emmy la care a participat, i-a mulțumit lui Hristos sau Sfintei Treimi. Deci a fost așa, cu prima și-a câștigat soția, pentru că a fost cucerită efectiv, și cu a doua, pe mine m-a cucerit în orice caz și pe mulți alții. Și unul din premiile lui Emmy l-a dus la mănăstirea Vatopet și l-a dăruit mănăstirii, de fapt, icoanei Maicii Domnului de acolo, l-a dăruit, așa cum alții dăruiau o cruciuliță mică sau ceva, el a dăruit dita mai statueta, nu știu dacă e toată în aur, dar a dăruit o mănăstire. Deci vedeți gesturi de oameni care îl iubesc pe Hristos. Și sigur că un astfel de model și de idol, în sensul muzical, pentru mase de oameni de peste tot, vă dați seama că are o înrăurire extraordinară, pentru că, mai ales în Statele Unite, mentalitatea este că de la o anumită vârstă nu-i mai ascult pe părinți, ci ascult pe idolii aceștia, care ei creează trendul. Și dacă ai un idol din acesta care funcționează atât de frumos în Hristos, vă dați seama că implicit omul se întâlnește, îl iubește pe el, pe idol, și idolul îl iubește pe Hristos, și prin transitivitate, care funcționează și aici, ajunge să-L iubească pe Dumnezeu. Da, exact. Și vedeți câtă influență au, de fapt, grupurile acestea ale tinerilor, anturajul, de fapt. Și e esențial. La o anumită vârstă, tânărul nu se ascultă de părinți, se ascultă de anturaj. Și dacă anturajul e orientat prost, tânărul se dezorientează. E o realitate. Da, pentru că au fost și tineri, așa cum spuneți, care s-au pierdut. Și în continuare, deci este un mecanism întreg. Însă să știți că în diaspora suntem foarte privilegiați, așa, în sensul că, vedeți, ei au comunitatea de tineri de la școală și comunitatea din biserică. Deci ei cunosc foarte multă lume. Copiii mei cunosc extraordinar de mult tineri și de adulți și de familii și așa mai departe. Adică avem o viață socială foarte bogată. Și ei pot să compare, de exemplu, cum e prietenia cu cei de la biserică și cum e prietenia cu cei de la școală. Și vă spun, cel mai adesea, cele mai mari prietenii sunt cu cei de la biserică. Pentru că cu cei de la biserică poți să discuți de la suflet la suflet realități adânci, care nu poți să le scoți la iveală cu cei de la școală, că ei au altă orientare lăuntrică, altă codificare și nu te înțeleg, ba chiar te judecă. Asta e realitatea tinerilor noștri români născuți în Franța, care, bine mersi, sunt și francezi, și așa prin adopție. Părinte, care ar fi concluzia acestei ediții în care am vorbit despre model, despre vedetă, despre idol? Eu personal am fost foarte marcat când eram pasionat de muzică până în 20 de ani, 20 și un pic, de idolii aceștia muzicali, prin faptul că simțeam noblețe și măreție și așa un fel de slavă, să spunem, în jurul lor, pentru că făceau lucruri care implicau foarte mulți oameni la concerte. Era ceva minunat, așa, ca atmosferă, atmosfera în sine era, și erau lucruri de intensitate. Și îmi dau seama că, de fapt, lucrul acesta exprimă din noi o sete de adânc, de atmosferă, de taină, de ceva viu pentru viețile noastre. Pe măsură ce creștem, trecem de la măsurile mai mici la măsurile mai mari. Antold în continuare atrage mulți oameni. De ce? Pentru că oamenii vor să se întâlnească unii cu alții și să intre în ceea ce ar fi cumva o experiență, hai să spunem, aproape extatică, adică ceva care este cu totul deosebit. Am o simțire a inimii deosebită. Ori simțirile acestea deosebite, cel care le poate da în cea mai mare măsură este Dumnezeu însuși. Pentru că El ne știe capacitățile noastre lăuntrice și când atinge Dumnezeu, atinge la niște măsuri care nu sunt comparabile cu micile noastre bricolaje, ca să spunem așa, micile noastre învârtiri în ale sentimentelor. Ai sentimente adânci când iubești cu adevărat, când iubești soț, soție, de exemplu, copii,
Când iubești în Hristos pe ceilalți, toate capătă o noblețe pe care aproape nu o poți imagina în clipa când nu e. Deci asta ar fi, concluzia este că societatea propune așa tot ce poate ea să propună. Însă eu trebuie să am un discernământ și să caut lucrurile cu adevărat adânci propuse în această societate și pe ele să merg. Cum vede biserica aceste realități despre care am vorbit, părinte? Păi, nu știu dacă are o viziune oficială despre lucrurile acestea, dar biserica lucrează prin oameni duhovnicești care iau caz cu caz, situație cu situație și care îi odihnesc pe oameni prin geniul acesta al paternității duhovnicești și îi ajută pur și simplu să navigheze între diferitele atracții și să nu le absolutizeze. Adică ceea ce la o vârstă poate să pară copleșitor, după aceea încetul cu încetul să se deschidă poate către realitatea mai profundă, chiar și cu exercițiul acela poate mai puțin reușit de acolo. Vă mulțumesc foarte mult! Cu mult drag! Vă mai așteptăm cu drag la Cuvânt pentru Suflet. Mulțumesc din suflet pentru invitație! Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, întâlnirile noastre sunt la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, în ediția de luni. Pe curând!